Chiar dacă ești pieton și nu circul cu autoturismul, ești obligat să ai declarația pe propria răspundere la tine care să justifice motivul bine întemeiat pentru care ai părăsit domiciliul. Polițiștii fac verificări în trafic, dar și pietonii sunt luați la întrebări. Cine nu are declarație este sancționat conform ordonanței militare, iar amenzile nu sunt deloc mici. Chiar dacă nu sunteți șofer, nu înseamnă că puteți ieși oricum și oricând din casă. Asta cel puțin până pe 15 mai, când se va termina starea de urgență. Indiferent dacă te deplasezi cu mașina sau pe jos, trebuie să ai un motiv bine întemeiat pe care să-l menționezi mai apoi în declarația pe propria răspundere. Polițiștii rămân în continuare vigilenți și fac verificări. Verificările sunt efectuate zilnic. Polițiștii au mers astăzi în zonele aglomerate, unde deja oamenii au ieșit în aer liber. Prima zonă vizată a fost parcul din centrul orașului, unde oamenii stăteau la soare pe bancă. Cei care nu aveau declarație pe propria răspundere care să justifice că locuiesc în apropiere sau au ieșit din casă cu motive bine întemeiate au fost amendați. Dorin Popescu este numele, de la Poliția Municipiului, de la Tatăl Sfântul Severin. Da. Vă rog să-mi prezentați și mie declarația și cu cartea de identitate. Adeverința de la servici. Adeverința permanentă? Da, pentru că vine la finanțe. Lăsați-o. Acum o mică pauză, un moment, și... Cartea de identitate ne-o prezentați doar așa, țineți-o noastră în mână. Mulțumim. În ultimele 24 de ore, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni în valoare de peste 100.000 de lei.